Salutare și bun găsit la Cadru, emisiunea despre cadre, cu cadre, cu duble, despre duble și despre oameni și despre realitățile lor și realitatea lor și relația dintre toate astea. Cătălin Ungureanu sunt eu alături de mine. Astăzi este regizorul Alecu Deleu. Bună ziua și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră eu vă mulțumesc pentru invitație. Cu plăcere și cu o doză bună, bună de curiozitate uh, care se va materializa în prima instanță în, uh, într-o mărturie de mea. În momentul în care am surprins uh, una dintre temele pregnante ale filmelor dumneavoastră, eu am început să mă întreb de leu se scrie împreună sau separat? Sau e de leu? Pentru că a, aparent uh, iubiți cu ferocitate. De leu! <laughs> tot ce înseamnă spiritul românesc, identitatea românească, grai românesc și, și treaba asta transpare cu forță în o serie bună din filmele dumneavoastră. E una dintre forțele motrice care vă mână înainte sau care vă au mânat la un moment dat înainte? Continuă să, continuă să mă măie, dar îmi pare bine că ai, um, ai, ai prins asta. Că dacă mă întreba cineva, asta, asta e. Nu, da, și fost greu și de fac. Fapt, Da, și de fapt e. Um, cred că e și tema, dacă am spune așa, parafrazându-l într-un fel, într fel pe Ortega y Gasset, filozoful uh, spaniol, e tema vremii noastre. Deci, poate toate nenorocirile și nevoile noastre sunt legate de această problemă. Că noi nu știm încotro um, să o luăm. Noi încă nu am um, rezolvat problema asta identitară. Și în ea rezidă și toate celelalte. Când știi încotro, mergi, drumul devine mai uh, ușor. Sau drumul devine um, de trecut, de făcut. Dar așa, stagnezi, stai, te întorci, revii, iar pornești, cobori, urci. E yeah. asta. Deci. Unul dintre și, ele... ultimul, și ultimul film, tot le, Pași pe graniță, da, da, da. nu știu dacă ai reușit să-l să vezi, că de-abia acum încep să-l să dau așa mai, mai activ, după un, o perioadă festivalieră, el tot e despre asta, anume ce ne ține pe noi în într-un într impas. Odată hotărâți, noi vom rezolva probabil mai multe să spun așa probleme și sarcini care stau în fața noastră. Și când spun în fața noastră, asta, vorbesc de populația asta între Prut și Nistru, despre românii basarabieni, despre noi basarabieni, care, uite, dar sigur că simți și o grămadă de semnale Pozitive în sensul ăsta. De exemplu, niciodată Basarabia nu a fost mai omogenă din punct de vedere etnic. Nu vreau să alunicăm înspre așa, dar din punct de vedere etnic decât acum. Mai, mai omogenă? Mai omogenă, 80%. Deci noi am avut 60-67%, noi am avut deportări, am ah, avut okay. migrație, okay. am avut o migrație forțată. Am, asta, acum noi și plus că pare să că, așa cam, știm cel puțin că trebuie să ne îndreptăm spre, spre, vest. Suntem, suntem o, un popor latin, avem tradiție europeană, avem o mare încărcătură venite din est, din vecinătatea asta și din toată teroarea geografiei. Noi n-am ieșit din ea sterili. Noi am venit cu și Mulți remarcă asta și eu cred că, cum se spune, cele mai frumoase zile ale noastre sunt înainte, în viitor. Detestați trecutul Basarabiei? Nu, nu poți să-l detesti, Trecutul trecutul. Vă provoacă furie? El, nu, el e, trebuie să ți-l asumi. Trebuie să ți-l asumi și atunci e, detestarea e... e contraproductivă. Chiar și în artă? Păi și în artă. Nu te poți apropia de artă detestând. Nu știu. Unele poezii apar din suferință, din detestare, din furie, din groază. Poate și filme la fel. Stau și mă întreb dacă nu există un sentiment foarte puternic care stă în spatele în spatele filmelor și abordărilor lor. Bine, nu, um s-ar putea să fie un, un mit asta cu, cu, suferință, cu chinul, cu hmm. asta, da. E, nu știm ce ar fi făcut, de exemplu, ce ar mai fi scris Eminescu sau, sau Pușkin. Dacă ar fi, dacă n-ar fi suferit așa de mult. Categoric. Da, și, da, da 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 să întreb. Da. Și după, după mine asta e nu vreau să spun că e o pistă falsă, dar nu nu e un calapot care poți să-l pui pentru oricine că trebuie neapărat să să suferi. Noi noi, ave, noi să dacă vorbim de artă, arta are foarte multă empatie. Nu trebuie, știm că multe lucrări s-au scris, de exemplu, Jules Verne, dar fără să facă de multe ori în conjurul lumii, Bă mai mult, fără să părăsească, poate, biroul unde scria și așa mai departe. Adică, realitatea de acolo și istoria și impactul, el capătă prin transfigurare și prin, prin studiul ăsta artistic, studiul îl pun în, în ghilimele, el capătă nuanțele unor opere. Deci nu e nu neapărat să treci prin, prin suferințe. Acum stau și mă întreb. Pentru un, pentru un redactor de text e bine, pe de o parte e bine ca oamenii să nu știe limba, pentru că are ce redacta, deci are de muncă. Acum o mare parte dintre filmele dumneavoastră abordează criza și deruta identitară a Basarabiei. Acum, când începeți să vedeți luminițe de la capătul tunelului, nu vă e frică, nu vă e teamă că odată găsită luminița aia și odată, odată, apucată calea acelei luminițe, o să se ducă și inspirația, o să se ducă și motivele pentru care să mai faceți film. Sau abia atunci se vor înmulți. Nu, 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 nu mi-e teamă că știți foarte bine că temele, temele noastre sunt, sunt eterne. Și și nu poți să spui că uite, am, am făcut un am film, am făcut un film și am, și am închis tema, da, cu, da, da. cu da. siguranță da. viața, dar și istoria, ea ne pregătește nou lucru pe care nu ne așteptăm. Și de fapt asta și demonstrează. Nu știu dacă știți, eu primele mele studii au fost studii de istorie. Eu am făcut istorie la Universitatea din din Moscova și după aia m-am apropiat din cinematografie într-un fel, într -un fel negând ne prima meserie care era puternic ideologizată și nu, nu permitea că dacă ar fi fost contrariu s-ar fi putut să rămân acolo în, în, câmpul istoric și în prezent chiar destul de mult colaborez cu, cu meseriași din, din acest domeniu și, nu mă, bineînțeles, nu mă consider istoric, n-am -am lucrări de e, istorie scrisă, dar tot ce am lucrat și lucrez în film, mai mult sau mai puțin, e, e legat de exigeza istorică, de e, privirea asupra realității din punct de vedere e, istoric. Și dacă, de exemplu, aduc un subiect în realitate, e normal că nu-l aduc doar ca fapt divers, ca un fapt de istorician. E ceva care are, bineînțeles, confluențe cu, cu ziua de azi și are interferențe cu ziua de azi. De exemplu, dar poate o să mă întrebați mai încolo despre la ce lucrez. Acum lucrez la un film documentar despre o agresiune a Rusiei Sovietice contra, contra statului român, pe atunci, în 24, pe care eu la școală am învățat-o ca... Voi probabil n-ați învățat, am învățat deloc poate despre evenimentele astea, Noi am învățat-o ca la de la Tatar Bunar. De fapt, a fost o operațiune, să spun așa, cu terminologie de azi, o operațiune teroristă, bine pregătită, pusă la cale, după. De eliberare teroristă. <laughs> așa e. Da, da într-un fel. Bun, eliberarea a, a urmat peste 16 da, ani da, 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 după aceea, da, da. dar a fost o repetiție anului 1940 și e, acest scenariu s-a repetat de mai multe ori. Eu, unele din um, elementele. Multe din elementele acelui scenariu se, se întrevăd și în ultimele acte, de exemplu, contra Ucrainei în Crimea, sau contra Georgiei, de exemplu. Scopul, scopul filmului ar fi să prezentați similitudinile astfel încât anumite părți din istorie să fie anticipabile pe viitor? Exact. Sau să le să le putem, putem descifra în ziua de astăzi. Uh -huh. că știți că foarte. Noi trăim într-o epocă când propaganda și dezinformarea și fake news-ul asta e o altă temă predilectă a căpătat turații majore. Atunci la fel, a jucat un rol foarte, foarte puternic. Și, practic, populația aceea din sudul Basarabiei, majoritatea ei de etnie rusă și ucraineană, a căzut pradă acestei propagande. De fapt, ne apropiem de o, o problemă care iarăși prezintă mult interes și um, sper cândva să mă apropie de ea, despre atracția ideilor. Noi nu putem acum să să negăm uh, atracția puternică a ideilor uh, socialiste mm. care um, au fost îmbrățișate de pături largi, nu numai, de pături largi, nu numai din, de pe teritoriul uh, Rusiei și a statelor vecine. Toată Europa, de exemplu, în Tatar Bunar, la, după înăbușirea acestei revolte, acestui act terorism, a avut loc un proces care a intrat în istorie ca procesul celor 500. S-a judecat la Chișinău și aici au venit, a venit Andrei Barbius, care a fost prezent aici câteva zile și, după aia, a scris și un roman. Călăii și așa mai departe. Rușii, sovietici mai bine zis, după ce testul ăsta în Sudul Basarabiei a ieșuat, ei au organizat o largă propagandă pe, în toată lumea, folosindu-se de internaționala a treia. Și noi vom găsi în epocă o mulțime de articole apărute și în America, și în Franța, Germania, Italia, în susținerea um, celor um, care s-au... au căzut pradă acestei propagande. Mm -hmm. Romain Roland, Bernard Shaw, um, Einstein, um, Panaiti Strati. În film v-am găsit tot ce spuneți acum? Nu vreau, nu mai deschid mai departe. Și așa am spus prea mult. Să vedem. Okay. E un lung metraj și... Să vedem. Sunt multe elemente, dar când sunt multe elemente într-un film, deseori mă gândesc că mi-ar plăcea, de exemplu, să fac un film, să merg într-o într familie undeva și să nu ies de acolo. Cum au făcut mai mulți și au ieșit filme destul de interesante. Dar e un film eclectic. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ca și Pași pe graniță, în titlu: Pași pe graniță. Sunt mai multe elemente și nu, nu întotdeauna ai. Um, ai o ocazie fericită să le, să le asamblezi așa, și să fie și coerent și interesant și bun, și să rămână și mesajul la suprafață. De exemplu, cineva despre pași pe graniță spunea că, spune eu, că noi, lucrul ăsta se putea de spus mai simplu, dintre criticii mei binevoitori. Eu am spus că nu, totuși, un film documentar nu e o pagină de ziar sau o emisiune TV. El nu întotdeauna lasă mesajele la, la suprafață. Câteodată special încifrăm niște mesaje. Dacă ar fi să fie rezervată o, o frază peste mulți, mulți ani. Iată, Alecu de Leu a fost regizorul care, ce v-ar plăcea să urmeze după asta, care a tras semnale de alarmă, care a mângâiat suflete, care, care a fost... Uh, sau care, adică, care, este. Adică să-mi scriu un epitaf. <grijină> Prea morbid. Dar a, 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 ca idee, care, 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 care misiunea, hai să care fi Hai să, spunem așa, să formulăm asta. Misiunea dumneavoastră. Unii, unii, unii fac artă pentru, zic, ca să mângâie suflete, ca să, ca să trezească bunătatea din oameni. Alții vor să revolte, alții vor să informeze. Uite, eu vă dau o informație, vă face faceți ce vreți cu ea. Noastră, ce faceți? Eu, eu am să revin la, la ce cu ce ați început, când ați spus de problema identitară și așa mai departe. Deci, teroarea istoriei, într-un fel, s-a răsfrânt uh, negativ și asupra noastră, că ne-a îndreptat, da? Teroarea istoriei, iarăși, poate nu vreau să, să fiu patetic, dar ea ne-a îndreptat spre niște teme unde poate, poate energiile noastre ar fi mai bune în altă lucrând la altceva decât la a răscoli istoria, a ne plânge de um, e, năstrușnica soartă și așa mai departe. Uh, eu nu cred, bine, nu m-am gândit la asta, e și interesant ca istoric să studiez și să scozi fraza aia. Și eu descoper foarte multe um, Poate, tot, iar nu știți, dar când nu fac film, eu sunt puțin librar. Și atunci, și atunci de descoper de niște personaje. Ultimul a fost Gheorghe Madan, care a fost în perioada asta la care lucrez, și atunci normal că trebuie să, să știu cam tot ce se întâmplă, nu numai în zonă, care scria la. A, a, la ziarul Moldovanul, și care a scris, el a fost supranumit Creangă al Basarabiei. Are niște texte extraordinare. Sigur că luat, așa și studiat cu lupa, eu am găsit o, și altă parte dramatică. Cineva spune că a servit, nu știu, a servit ideologia țaristă, imperială, a rușilor și. A lucrat aici, în Basarabia, până în 18, la niște ziare pro-ruse, pro pro-imperiale, dar asta e altă fațetă. Și așa aici. Cândva, Larisa um, Ungureanu, critic de teatru și cinema, cred că cunoașteți, i-a scos un, o, o cărțulie, o carte care se numește Portrete în timp. Acolo este un mic eseu. Că noi am lucrat și am fost activi în aceeași perioadă. i a urmărit filmele, tot ce se producea uh, la Moldova Film la sfârșitul anilor 80, când am început acolo să lucrez și când am avut și debutul și în documentar, și după aia în ficțiune, și așa mai departe. Ea, în acest eseu, ea a scris. Alecu Deleu, vedeți, m-ați fă făcut să vorbesc despre, așa, despre mine. Uh, a, a fost uh, unul din puținii care a arătat în filme um, perioada uh, și lupta de eliberare națională de la sfârșitul anilor 80. Și nu știu, ceva de genul uh, încheie cu. Uh, în asta nu l-a întrecut nimeni. Așa a văzut uh, un critic de, de cinema, ca să vă răspund la, la provocare. <laughs> Am înțeles. Um... Nimic. i-am o curiozitate. Ați plecat la... să faceți istorie, să învățați istorie. Având deja o, o, o poziție fermă în plan identitar, în plan etnic și așa mai departe, ați plecat la istorie pentru ca să o confirmați sau să vă infirmați, să, 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 să prelevați probe pentru ceea ce știați sau pentru ceea ce era obiectul convingerii dumneavoastră sau acolo v-ați format anumite convingeri? Da... Așa e, cum, cum ați spus, acolo, acolo mi le-am format. Pentru că asta Dar... e cu atât mai fascinant. De ce? Pentru că după asta, efectiv, schimbați macazul viziunilor. Dacă spuneți că ceea ce ați învățat la istorie era profund ideologizat și în, și în, în filme numai ideologie rusească noi. atunci ceva s-a întâmplat, bănuiesc eu, ceva undeva v-a marcat atât de mult încât să, put să aveți puterea să renunțați. nu ușor să renunți la ceea ce crezi că știi. Ați avut puterea să renunțați la ceea ce ați învățat acolo și să reluați un alt fir care poate l-ați simțit mai aproape de adevăr, pe care l-ați simțit, da. Da, -ă, mulțumesc pentru, pentru întrebare, într-adevăr într așa, nu, eu nu m-am dus, nu am plecat la Moscova, noi nu plecam la Moscova, oameni formați, dar plecarea de acasă ne dădea o perspectivă, o vedere dintr-o parte. Și atunci, dacă avea în tine, și eu aveam asta, și de acasă, și din, din viață, de la țară, unde am copilărit în, în satul Taraclia Caușeni, un sat mare, un sat cu, cu tradiții, cu multă lume, cu obiceiuri, un sat așa, puternic implantat acolo în, în, în Bugeac, toate acele. Și asta o să vă spun aproape toți care au învățat la Moscova, când toate tot ce aveai în tine, el ieșea la suprafață, se consolida, tu vedeai și spuneai imediat niște întrebări și căutai răspunsuri. Și tu, tu, fără, cum se spune, obligatoriu, ajungeai la ideea asta de, de românism, mai ales că aveai acces și la o parte din literatură, la mai multă literatură decât tu aveai aici. Acolo avea acces și la o circulație mai e, liberă a ideilor. Profesorii de la Moscova e, nu spun că erau neapărat mai buni decât cei de aici, dar e, aveau mai multă libertate și se manifestau cu mai multă libertate. Iar Universitatea din Moscova era unul din, e, din centrele. E, să spunem, liberului schimb de idei cât se putea acolo. Să nu da, erați ați da. criticat dacă dacă aveați alte viziuni față de cea a Partidului Comunist? Bun. Noi nu le manifestam deschis, adică da, da. nu toată lumea uh, își îmbrăca o. O robă a dezidenței. Dar ele circulau activ, noi citeam cărți din, din samizdat, mă înconjurau oameni și, de exemplu, dacă aș vorbi, sigur, de exemplu, am avut colegi nu numai de facultate, dar și de curs și de, de grupă care, bun, au rămas până la urmă pe ambele părți a baricadei. Adică am colegi care stau în Duma Rusă și unii din ei sunt, uh, sunt uh, promotori ai ideologiei uh, lumea rusă și destul de activ și în Transnistria și în Abhazia și peste tot, n-am să le dau nume, dar am avut și uh, prieteni care au devenit prieteni, colegi, chiar în timpul filmărilor când ajungeam la Moscova, la unul din ei mă opream, aici mă refer la Volodia murza care, vedeți în enciclopedie, o să vedeți, un dezident uh, rus și uh, fiul lui, la fel, Volode Caramurza uh, Junior, a fost unul din primii, care, pe care, din, uh, din primii pe care îi cunoaștem noi, care a testat acel novicioc și așa mai departe. Deci noi vedeam acolo și cărți din Samizdat, aveam studenți veniți din, uh, și din America, din Franța, chiar din, uh, din România și atunci, sigur că mediul era propice ca să vezi, plus noi locuiam alături de, de, de diferite uh, reprezentanțe ai popoarelor și noi vedeam și diferența, dar vedeam și niște exemple de urmat. Eu vorbesc de exemplu de ceceni, de georgieni, de, de baltici. Adică și aici noi ne apropiam foarte, foarte mult și, și atunci mai mult mergeam în Georgia, de exemplu, eu am, am locuit trei ani în cameră cu, cu prietenul meu din Georgia, el a fost câteva ori în, în Moldova, eu câteva ori la el, în Georgia, și așa mai departe. Așa așa ne cunoșteam și și, și ne întăream în ceea ce credeam, în identitatea noastră, în, mai ales că nouă ni se impunea o identitate falsă. Georgienilor mai puțin, chiar acum am avut niște discuții, spune că uite, voi n-ați urmat uh, calea Balticilor. Dar eu zic, da, nouă ne-a fost mai greu să o urmăm că ei nu, lor nu s-a impus o identitate falsă. Ei au luat în anii 90, au scos Constituțiile lor din 40, le-au pus pe masă și au spus, uite, noi am fost, mersul nostru istoric a fost cormat prin anumite evenimente, prin alipirea la Uniunea Sovietică uite Constituția și mergem. Noi n-am avut tot. Sau, de exemplu, Georgienii. Georgienii au manifestat în 77, când eu învățam acolo, au manifestat în fața Sovietului Suprem al lor, în piață, în genunchi, studenții, și ei au obținut în Constituție limba de stat, limba gruzină, limba georgiană. La noi nu. La noi în 77, în Constituție, mi se pare că în 77 a fost uh, 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 Adoptate Constituțiile, noile Constituții, cred, ale socialismului dezvoltat, așa numitele. La noi a intrat limba de stat sau limba de comunicare. De deci ce i-au ocolit asta cu limba de stat și au pus doar limba de comunicare, limba rusă. Atât. Păi, exemple și exemple. Mie acum, când vorbează despre. Uh, Georgien, despre ceceni, și fiecare având uh, specificul lui, fiecare având uh, fondul lui cultural pe care îl aducea în. în și, dra în și dramele lor. Și dramele. Mi-ar foarte curios. dacă ați face <laughs> dacă ați face un film și fiecare țară despre care ați spus până acum, sau fiecare bucățică de țară, ar fi un. ar fi un personaj. Iată, cum ar fi? Cum ar fi personajul Basarabian? În primul rând, m-ar interesa. Cam... Ziceați chiar la început că trebuie să știm exact unde mergem pentru ca să ne putem dezmeticici cei cu noi. Acum, unul un, din un, un psihologii pe care eu îi admir foarte mult, Jordan Peterson, îl cheamă, el uh, spune, da, e foarte, e foarte important să știi unde mergi, e foarte important la fel, la, sau e la fel de important să știi și unde te afli, și care de unde ai pornit și unde mergi, pentru că dacă nu știi unde ești, chiar nu știi unde să mergi. Și acum, de ce am, de ce am făcut paranteza asta? Pentru ca să putem uh, portretiza uh, basa și să o putem uh, comprima într-un singur personaj, într-un singur om, avem nevoie de niște calități fundamentale, care poate că îi descriu pe toți, Basarabia mai mult sau mai puțin. Și poate că de aici am pornit. Și de aici am putea, să, am putea să știm exact uh, și unde mergem. Și la fel de bine ziceam, era curios cum ar fi uh, un personaj care ar reprezenta fiecare dintre, dintre țările cu care ați avut un, un, contact mai mare sau mai mic. Da, e dificilă e, întrebare. În sensul că așa, e mai, mai greu să, să o expun. Um, trebuie să ne adresăm ne, ați spus de filozof mă, e, preiau pasa asta și de exemplu dacă ne ducem la Blaga noi iarăși o să vedem că și asta m-a influențat și m-a ghidat când am lucrat la Miorița Eu am făcut un film pentru școală nu, nu cred că să-l vedeți că nici nu nu are nici Moldova Film că filmele este care erau la comandă plecau la minister și acolo se pierdea. Am o copie foarte, foarte slabă, dar acolo am, fost nevoit să studiez și pe Blaga și mersul ăsta și urcare, coborâre, deci dacă am face un, un grafic al moldoveanului sau al locuitorului plaiurilor. Dar um, noi aici am, um, am rezistat și am primit influențe multiple. Și dacă aș căuta prototipul ăsta, eu l-aș căuta în lumea noastră românească. De fapt, asta era și ideea Mioriței. Um, Când mi s-a propus, eu l e, e, inițial inițial am refuzat. Am spus că nu, e o lucrare foarte mare care nu are cum să încapă în 10 minute și eu nici nu văd cum. Dar a doua zi am venit și am spus, uite, no. nu ating subiect sub nicio formă sau aproape deloc, dar dau 10 variante a mioriței din diferite zone unde locuiesc românii. Noi unde ne-am dus, noi acolo am inventat o mioriță. Cântată la lăută, cântată în cor, bocet sau, sau doină, ne ieșea o, o miuriță zic, merg în, în Banat în, în Maramureș în Bucovina aici la noi și le, le prezint cu port și asta binat cu viața pastorală că ea acolo, ea are ritmul de mers în transhumanță eu îl simt permanent, când îl făceam eu aveam aveam sunetul ăsta al, al mersului, după aia am și văzut Că la noi transhumanța nu se practică, că nu avem munți și nu avem de unde să coborim He, și, unde, și, și, unde, și unde să urcăm. <laughs> da, dar, dar pe urmă am văzut cum, într-adevăr, în, la sfârșitul lui octombrie, oile pornesc de la munte spre șes și merg până la mare și așa mai departe. Și uh, ideea a fost acceptată. Dumitru Olerescu a spus, da, uh, no, și a fost o călătorie superbă. În primul rând am descoperit țara se întâmpla în primăvara lui 90. Nu. Am mers în toate zonele astea, am, am, filmat și viața pastorală, dar și, dar și piese din unele din piese, știți că Miorița a avut peste 2000 și ceva de variante, dacă nu mai mult. Poate s-au mai descoperit între timp. În, în cartea lui Fochi sunt vreo 2000 și peste ceva. Și tot moldoveanul la fel? Peste tot. Peste tot, ei la fel. Și ca să ajungem să dau da, da, da. un răspuns la, la asta, nu cred că e greu să-l iei de prototip. Avem, avem o lume mare românească și în jurul României. De exemplu, de mult am fost și în banatul sârbesc, unde iarăși da, locu locuiesc uh, uh, români. Cred că, dar cunoscând mai bine România, eu am întâlnit în, în România prototip. Uh, Haideți să spunem un Ilie Moromete. Deci am văzut cum, cum suntem noi la, la bază, cum suntem, uh -huh, uh -huh. am văzut veriga aia pe care s-au construit diferite sau uh, s-au pus diferite influențe. Așa că prototip, prototipul că la podul nostru e, e frumos în diferite perioade și în diferite zone, el a fost, cum se spune, nu vreau să spun, zdruncinat, adăugat asta, că, de exemplu, noi acum venim cu adăugirile care le-am primit, cu influențele care le-am acceptat, cam, cam, înclină discuția noastră spre, așa, spre un fel de, într-adevăr, identitar și să nu, să nu și în rasism. Dar ă, noi venim cu un bagaj foarte mare istoric, care eu întotdeauna am spus că o națiune mare, ea trebuie să fie diversă. Și diversitatea asta România o are. O are. Nu, no, no, nu, nu practicăm. Aici nu e vorba de rasism, e vorba de opinism. Dacă aveți o opinie și e sinceră, dacă îți dovedești a fi rasistă, mare treabă. Știți? Adică e opinie. Nu, 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 nu e despre... de, parte de rasism. Am zis nu, așa să nu, clar. Să nu plictisim pe cineva. Acum, Proiectul emisiunii cadru a pornit de la, de la ideea că oamenii din, din, Republica Moldova nu prea cunosc ce filme se produc la noi. Nu prea cunosc regizorii de la noi, nu prea cunosc filme de la noi, dacă se fac filme de la noi, cine face filme de la noi, de ce face și așa mai departe. Mă întrebam acum, deci, nici nu acum, mai de mult mă întrebam de ce se întâmplă chestia asta, oare filmele de la noi nu sunt suficient de seducătoare, oare filmele de la noi nu sunt suficient de, 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 de nu știu, propășite, tehnic, care o fi problema lor și de ce nu prezintă atât de mult interes. Uh... Aceea... o să încep cu asta, cum am... Uh... E aceeași. E aceeași care am spus-o noi. E problema identitară. Da. Deci noi... De ce e că noi... Aici s-a construit un anumit tip de națiune nouă, da? Vorbesc de moldovenism. Și atunci, tot ce a ieșit de aici a fost sub, sub lupa asta, dar noi știm și știți bine că cinematografia e o industrie. Adică dacă tu puteai să scrii sau să pictezi în e, e, tihna și izolarea e, atelierului, cabinetului, cinematografia se face pe platou. Cinematografia se face cu bani, bani care vin din buget, bani cu e, e, revizori, cu redactori, și răz Și atunci, normal, că, de exemplu, la baza fiecărui scenariu, apropo, asta o am și în Tata Rubunar, noi luăm la bază, în 74 s-a făcut un film, de, la Moldova film, care s-a numit Mânia și care reflectă povestea asta, să vedem cum o să reușim să, să le contrapunem două realități, o realitate filmică din 74, puternic ideologizată și una care, zic eu, mai mai obiectivă asupra evenimentelor din, din, 24. Și practic fiecare film. Fiecare film avea, avea nuanțele astea. Că era vorba de război sau de haiducie și așa mai departe. Deci toate ele au, au comportat acest element identitar și dacă ceva nu cum venea uh, istoriei oficiale, era eliminat uh, fără scrupule. Credeți că... Da, da vă rog. Dar, dar asta nu înseamnă că nu nu la Moldova Film, de despre ea vorbim. Bun, a mai, au mai fost câteva studiouri, da? A fost Floricica de animație și a fost Telefilm, telefilm Chișinău. Sunt lucrări care acum sunt digitalizate, asta o știu, și care sper să fie văzute de publicul larg și să vadă că totuși a fost o cinematografie. Noi, într-adevăr, avem o ruptură puternică de 20-25 de ani între perioada aceea și acum când s-a um, relansat e, cinematografia, dar este de văzut și acolo, măcar pentru... Um, da, în primul rând mă refer aici la Calic, și, și, filmele lui. După aia sunt, sunt, filme de văzut. Nu vreau acum să dau nume că am să scap pe cineva, dar avem, avem o cinematografie, dar ea trebuie văzut și asta am spus-o de mai multe ori, cu istorici alături, cu istoricii de astăzi, cum fac eu un Tatăr Bunar, am câțiva istorici. Și deci vă referiți doar la filmele documentare? Nu. Nu doar. Nu. Mânia Mânia lui Nicolae Ghibov e film de ficțiune. Deci a fost făcut la 50 de ani a răscoalei, în, Răscoale, în 74. Bun, scenariul a fost scris aici, dar, iarăși, ce, ceea ce am spus eu, a fost trimis la Moscova și acolo a fost redactat. Noi vedem că se, se adaugă pe ce apare un scenarist, Volodarski. Deci un scenarist, probabil foarte bun, nu-i cunosc, nu cunosc foarte bine toată activitatea, dar pe lângă acei doi scenariști ai noștri, apare cineva cum de regulă se întâmpla ochiul vigilent al, al Moscovei care probabil a plasat plasat accentele. Și o, un lucru curios dacă am pomenit de filmul lui lui Ghibu, când e, îl întreb pe domnul uh, Ghibu, uh, nu găsesc varianta română a filmului. Și el spune, păi filmul a fost pus pe poleț. Într-adevăr, e un film, uh, eu un film uh, sovietic, puternic, ideologizat, din punctul, făcut din punctul de vedere al istoriei din uh, acea perioadă, da? că era scoală, că s-au răsculat țăranii, nu că au venit de peste Nistru, armament, oameni pregătiți special până și toate satele erau așa într-un fel organizate câte cinci ca să la un moment dat, la un moment oportun să înceapă răscoala contra uh, regimului moșieresc și el spune că e pe poliță și l-am la, întrebat păi de ce? Că filmul e foarte cu din punct de vedere al ideologiei. În film avem o actriță, se numește Victoria Fyodorov, care în următorul an imigrează în Statele Unite, la Taică sau, care era un militar din Statele Unite. Și filmul automat, da. I-a dat o posibilitate de un să spune că, uite, filmul meu a fost pus pe poliță. Deși. Nu. Deși a fost făcut după, așa. Curat cum trebuie. Stau și mă întreb dacă a, lipsa de cunoaștere sau a, dezinteresul în legătură cu cinematografia de la noi se datorează într-o mai mare sau mai mică măsură și unei a, hmm, aproape dureros să spun, unui caracter peorativ pe care îl are orice sintagmă în care există adjectivul moldovean. Parcă există un termen savant sau specialist, da? Și nu știu de ce, nu știu cum, poate tot sub influența bancurilor ca găbiste, s-a întâmplat chestia asta. În momentul în care adaugi moldovean după asta, parcă nu mai e în serios uh, substantivul. Savant, savant moldovean ai. Cosmonaut, cosmonaut moldovean. Specialist, specialist moldovean. Mm, deja parcă își șpier, pierde sensul sau ce obțin și îl diminuează. Cumva asta, am presa că asta se întâmplă în conștiința colectivă. Și mă gândesc că poate aceeași soartă a avut-o și sintagma film moldovenesc, film oh, moldovenesc. Mm. Pentru că acum ne uităm un pic pe Facebook și fiecare are cât ceva de spus despre, despre ce înseamnă moldovean. Evident nu el, nu cel care scrie, dar toți moldovenii îți luați cumva în serios, îți puși într-o oală și se stropiți cu tot felul de dejecții. Nu, bun, asta, cum se spune, asta sunt așa timpuri. Nu, nu, există o aserțiune care să o și, să, și, toată lumea spune da. Neapărat o parte o să spune nu. Deci asta trebuie să, să, o eliminăm. Referitor la film, aici trebuie să neapărat să nu uităm că documentarul moldovenesc a căpătat, și asta e foarte important, cele mai bune documentare moldovenești din perioada sovietică au căpătat um, adjectivul de um, documentar ia, cum se numea el um, poetic hmm. deci noi am avut un curent dar să construiești un curent e, e ceva de exemplu dacă, dacă vorbim de cinematografia românească socialistă. În ea nu s-a regăsit, s-au regăsit câțiva sau mai mulți realizatori de înaltă calitate, Ciulei, Pintilie, Daneliuc, Pizza și așa mai departe, și Dar nu s-a format uh, în istoria cinematografiei. Ea n-a intrat sub nicio formă ca un curent. Ceea ce au avut <grijă> și sârbii, și polonezii, bineînțeles, și cehii, și ungurii. Deci, cele au format școli curente. Așa, așa o să găsiți în istoria cinematografiei. Românii nu. Au avut cineași de vază, dar nu și curent. Noi, la noi, am în Uniunea Sovietică, știau că ăștia și din orice problemă va ieși un documentar cu, cu poezie. Cu, cu. asta? Și chiar și, chiar și documentarele noastre despre. din perioada la sfârșitul anilor 80, tot mai, tot mai adie a această poezie. Nu putem să. cum să spune, să ne debarasem de chestia asta. Bun trăim într-o poezie și, și asta se reflectă și acolo. Așa că eu zic că avem acolo și avem, au fost cinematografie, au fost cineaști. acum trebuie văzut din perspectiva asta cu, am spus, cu anumiti ochelari, cu o lupă și de desecat ce e de preluat, ce a fost și ce n-a fost sau ce a fost e, impus. Hmm. Acum, în lumina aceleași întrebări despre atractivitatea femeilor moldovenești, și mă întreb dacă uh, același subiect din binecuvântare, spre exemplu, din filmul dumneavoastră, uh, ar fi fost uh, preluat de Hollywood. Exact același subiect ar fi fost făcut de americani, spre exemplu, ar fi fost dezvoltat de americani, oare ar fi arătat altfel filmul? Ar, ar fost efect, ar fost un personaj mai mai, mai, mai dramatic, un Captain Moldova, un, un, cum ar fi arătat dintr-o altă perspectivă. Oare asta ar fi sporit atractivitatea filmului? Că că nu nu stă doar în subiect. Puterea lui de atracție și de seducție poate ieși în, și în felul de, în, felul în care e redat. Acum, poate vedeți altfel același film. Dacă ar fi acum să faceți să face din nou un film despre 89, 90, 91, ar fi altfel, ar fi alte cadre, poate, sau nu? Eu și pe Ghibul am întrebat de, despre mânie. Zic, acum, dacă l-ați face și el a spus că de sigur l-aș fi făcut altfel. Uh -huh. Deci, o să vedeți. Imaginea e foarte interesantă acolo, la scenariști. E, e, e un o, operator și care a ținut foarte mult la peisajele cele din Sudul Basarabie da. și adică ca operator. Să nu uităm, sfârșitul anilor 80 și ceea ce se întâmpla în jurul limbei e unul din, din să spunem, vârfurile de glorie a, a, parcursului nostru. Și unde ar fi, oriunde s-ar fi făcut film, el poate era mai puțin poetic, poate mai puțin emotiv, dar și la Hollywood și în altă parte noi ne-am fi prezentat ca, sigur că pe mulți era să-i uimească și chestia asta cu problema și faptul că, e, uite, nu și-au rezolvat problema la începutul secolului e, 20 e, încearcă la sfârșitul secolului 20 cam e, bat pasul pe loc băieții ăștia sau așa dar a fost e, știți cum, orice cineas, orice creator știe când el e într-o, nu vreau să spun găoace, dar e în atmosfera creației, deja el e dus, e dus de valul ăsta, așa, eram dus noi acolo. Nu au fost niște chestii speciale care le-am gândit sau le-am făcut. Realitatea a dat aici și noi doar am asamblat-o, de fapt porneam la, la drum, cu o biografie, scenariu scris de Iurie Colesnic, cu o biografie a lui Alexie Matievici. Atât. Și putea să iasă un film biografic despre pământeanul meu din Căinare și Zaim, Alexie Matievici. Dar realitatea a fost așa, că aici noi discutăm limba, găsesc la Zaim pe Ion Găină, care era curatorul muzeului de, din Zaim și care era copia lui Matievici ca înfățișare, ba mai mult, el. Trăia tot euforia asta a, a energeticii lui Mateievici care o avea acolo la, la Zaim și cu plăcere și-a pus și haina aia preoțească și așa. Așa că e o, e o fericire și o, o șansă să trăiești așa momente. Și noi, noi am avut asta și căderea Cortinei și entuziasmul popular și când noi eram un popor, cum spune Mateievici, în, în același simț și aceeași gândire. Și probabil noi ne apropiem acum în timpul apropiat, eu sper poate anul ăsta, noi să trăim sentimentul ăsta încă o dată. Când Am vom fi într-un gând și într-o simțire. Vă referesc la toți românii. Nu, mă refer da la, la românii basarabeni. Mă, mă refer la Republica Moldova. Să ajungem la un consens. Măcar da, da, undeva, dar măcar în ceva. Da. Ok. Bun, acum, utilizând cuvintele lui uh, Alexei Mateevici, pentru ca să vă întreb despre data, sau cel puțin data aproximativă a apariției filmului, când răsăriva o comoară în adâncurile camerei înfundate. Următoarea comoară. La, la, la comoară. la comoară se, se lucrează. Sunt, se sapă. Nu, se sapă. La, exact. Se, au apărut băieți noi cu idei noi. Avem deja un construct, se formează o comunitate greu cu probleme, cu asta. Dar ă, noi ă, noi suntem pe calea bună uhum. și eu cred că o să, o să apară. Deja ne bucurăm, da? Avem un urs de aur la Berlin și o să, o să avem ce vedea. Să scăpăm de, de pandemie, să, să intrăm în normalitate în toate privințele, și atunci uh, vor apărea și săli de cinema sau poate ele vor fi, nu știu, în alt format. Dar noi vom, vom vedea realitățile noastre pe, pe, pe ecrane. Sigur că regretul meu e acești 20-25 de ani care noi nu noi putem sub nicio formă aproape restabili. De exemplu, mi-ar fi interesant să văd anul 2000 într-un documentar. Dar, din păcate, statul... Nu s și noi ne-am lăsat în seama lui, nu s-a îngreșit de această industrie. Și. și uite, s-a pierdut. Aici sunt mari regrete. mari, că, totuși, putea. Fie, când mă gândesc că, fiecare an, dacă se făceau două filme, aveam 40 de filme, dintre care toate erau prețioase ca ca document Fiecare și, surprinzând, și uh, aerul și cel puțin și cel puțin vreo 5 ar fi fost așa de, de luat, cum se spune, de de revăzut. Am înțeles. Atunci să vedem când va fi de văzut și când va fi de revăzut filmul la care lucrați acum. Eu, vom suna, eu cel mai puțin eu vom... m am referit la filmul meu. Știu că mulți colegi lucrează și lucrează pe scenarii și pe proiecte diverse și așa mai departe. Dar al meu, anul ăsta, da, o să iasă și o să-l arătăm să publicul și iarăși va fi un pretext pentru a discuta și istoria și și, și, și propaganda și cum ne, cum ne învăluie ea și cum ieșim noi din... Acele încercări. Atunci spor colegilor, spor și, și dumneavoastră, și vă mulțumesc pentru o discuție. Și eu mulțumesc. 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 <laughs> mulțumesc. Alecu de Leu, în această seară, a fost alături de mine la emisiunea Cadru, un cadru care se încheie aici, dar reapare a, tot aici, cu o altă ocazie, cu următoarea ocazie, la scurt timp distanță. Cătălin Ungureanu sunt eu și până data viitoare vă urez scenarii și regii de viață demne și nobile. Toate bune!